Eu recomand tuturor să se implice așa cum fiecare va putea în acest an centenar, în această șansă pe care o avem noi toți, contemporan cu această sută de ani de la Marea Unire, să aducem atât un omagiu, cât și o contribuție personală pentru înaintașii noștri, pentru cei prezenți și, nu în ultimul rând, și poate cel mai important, pentru viitor și pentru copiii noștri.